Îl salut pe Viorel Moldovan și pe Paul Andone, mă bucur că suntem împreună. Bună seara. Salutare. Ce zici, Vio, de Rivaldo la acționar în fotbalul românesc? Cred că e o chestie... Da, un lucru interesant. Șocant, eu cred că fel. Această tatonare a lui Gică Hagi pentru a-l face pe Rivaldo să fie acționar la Farul este de ceva timp în... plan și până la urmă, a reușit. Bun, dacă facem o paranteză, vedem că l-a readus din nou la echipă pe fiul lui. Păi există și acest aspect care a contat foarte mult. Da, poate să fie o colaborare de bun augur pentru fotbalul românesc. De ce nu? Sunt doi foști enormi, mari jucători. Și fotbaliști, nu jucători, că m-am exprimat greșit. Deci da. Fotbaliști. Mai ales în perioada asta care nu mai trebuie să, trebuie să fiu atent ce termen folosesc. Corect. Da, și nu putem decât să ne bucurăm, așa cum spuneai și tu, și vis-a-vis de imaginea pe care o transmit cei de la Farul Constanța, coptându-l ca acționar pe Rivaldo. Lângă Ciprian Marica, ca președinte Gică Popescu, un alt fotbalist enorm. Deci e bine. Sperăm să ia o altă direcție acest fotbal autohton și să mai vedem de ce nu astfel de foști mari fotbaliști în fotbalul actual, activând sub diferite forme. Da, practic, Ronaldo i-o luase înainte ca investitor în fotbal, dar deținând total în primera, în La Liga, da? Dar nici el cu succes, că i-a retrogradat echipa. Beckham. Da, Beckham este și el coacționar la Miami, la un alt nivel financiar. Acolo... Dar e interesant, știi? Adică, ce zici de alăturarea asta? Pe mine asta mă entuziasmează, Paul. Surpriza, am fost la meci la Farul cu CSU Craiova și pe acolo cineva mi-a povestit că din iarnă Hagi va avea o surpriză plăcută din partea celui mai mare operator din portul Constanța. Înțeleg că firma respectivă dorește să cumpere acțiuni. Nu știu exact procentul de acțiuni, 10, 15, 20%, dar e cel mai mare operator din portul Constanța. Ok. Ok, nu știu ce înseamnă 10%. Ar trebui să aflăm ce înseamnă 10% din acțiunile clubului. Și sub ce formă s-a făcut tranzacția? Formă, exact, sub ce formă vine Rivaldo în acționariat? Cu bani, cash, cu alte mijloace de a susține clubul? Nu-mi dau seama că pot fi mai multe chestii. Poate direcționa jucători Rivaldo spre Farul. Da? Jucători brazilieni? Brazilieni. Pe de altă parte, nu știu ce avere mai are. Eu habar am, eu nu știu câți bani are. Recunosc că m-am interesat, am fost la antrenament la Kosovo și chiar mă gândeam cum stă Rivaldo. Da, nu cred că stă rău, dar... Nu dau seama. Construcția noului stadion, ce spui și tu vis-a-vis de cei care poate mai vor veni lângă... Da, era vorba, erau niște discuții Constanța, cu o firmă importantă din port. Ușor, foarte interesant pentru Farul și, da, de ce nu să fie o echipă solidă, o echipă care să aibă o bază solidă și din punct de vedere financiar, pentru că în ziua de astăzi, dacă nu ai bugete consistente și bugete stabile, e greu să te bați la un nivel foarte ridicat. Ce să-l mâne în luptă pe Rivaldo? Adică, de ce crezi, Vio, că s-a apucat, s-a gândit să investească în România, într-un club de fotbal? Înseamnă că Gica a reușit să-l facă, să accepte acest lucru. Nu știu cum l-a convins, dar până la urmă e foarte bine. Chiar nu știu de ce a ales să investească în România, de ce nu în Brazilia? Poate are și în Brazilia. Da. Poate există vreun parteneriat. Adică noi nu știm foarte multe, pentru că și vestea asta a apărut astăzi. De Rivaldo n-am auzit să fie în zona asta de administrație, de tehnic nici măcar. Da. Nu știm exact cu ce se ocupă, ce legături, ce relații are, pentru că până la urmă rămâne un nume. E un nume care atrage și de care... se leagă și cu care se asociază sau s-ar asocia firme importante, mă gândesc. Hai să zic, campion mondial. Bă, despre ce zici? Balon d'Or, campion mondial, adică de ce vorbim? Vorbim despre un vârf al fotbalului. Haideți să vă zic un lucru. Deci la sfârșitul campionatului trecut,
Am făcut unul dintre episoadele podcastului Sportcast cu Stile, l-am făcut cu Gică Hagi, imediat după câștigarea campionatului. Și l-am întrebat atunci apropo de Eric, motivul pentru care l-a adus pe Eric în trupă, da? Da, în staff. În staff. Și mi-a zis, avem în plan să aducem în curând mai mulți jucători brazilieni. Lucru care nu s-a materializat neapărat, da? El a adus un argentinian, dar nu adusese. Mă gândesc că Îl avea deja pe Mateus, pe care l-a pus pe liber. Ok, da, Mateus... un fundaș central, tot brazilian, la momentul aducerii lui Eric. Dar eu mi-am imaginat că el, în momentul în care a spus chestia asta, nu se referea neapărat la niște jucători care au trecut prin campionatul nostru, pe care îi știai, de la Botoșan, de la Habarnam, de la FC Argeș, etc. Eu mă gândeam că poate ăsta era deal-ul, de fapt, Briantul pe care îl gândea. Poate să fie mai ușor făcut acum, odată cu venirea lui Ronaldo, lui Rivaldo, scuze, tot acolo e. Da, normal că credibilitatea clubului Faro, fotbalului românesc, prin venirea lui Ronaldo, poate să crească mai mult. Poate vine și Ronaldo. Tocmai de Ronaldo. Ai tu chef să-l agațe și... Erai fan Ronaldo. Da, știi ce mă gândeam? Dințos. Erai fan Ronaldo, Ronaldo brazilian. Ronaldo adevărat. Știi ce mă gândeam? Auzi, e corect asta cu adevărat? Adică Cristiano nu e adevărat? Nu, e și Cristiano. Foarte adevărat. Foarte adevărat. Dar mie mi-a plăcut mai mult Ronaldo celălalt. Da, am și crescut cu... N-ai jucat în perioadă, lui, nu? Nu am jucat, n-ai dar a fost el fenomenul. A fost greu de tot. Mă gândeam că nimeni, nu știu dacă s-a gândit vreodată la un club, la o rețetă de club în care să vină, știi, pe genul Hard Rock Cafe, cum era Hard Rock Cafe când s-au pus, cine era, Stallone, Bruce Willis și cu, mai era un de-asta greu, vezi de-asta, vezi că care se puseseră trei... Ai uitat imaginea cu acționarii lui Dinamo? Păi da! Dar mă lasă, dar eu și mă refer... ce s-a întâmplat după Eu mă refeream la niște grei de ăștia, foști fotbaliști. Știi, să construiești un club de ăsta, care cred că ar avea impact, adică să aducă să spune mâine să zică 10% și Stoichkov. Prin Gică Popescu. Prin Gică Popescu, adică băi, Rivaldo, Hagi, Stoichkov. Și hai să facem o... Marică. Adică, Marică. Da. Marică, da. A jucat în Germania, a jucat în Adică nu ar suna rău, știi, să ai un club de să-ți vină o idee de asta de marketing, practic, și de marketing, cu care să... Deloc rău n-ar suna. Aștept să văd stadionul construit la Constanța, să capete alte dimensiuni clubul. Da. Aștept să văd stadionul întâi demolat la Dinamo și apoi construit nou stadion. Auzi, Paul, de stadioane nu ducem lipsă, slavă celui, noi fotbal nu mai avem, că stadioane văd că au început să apară multe. Da, cred că e un factor important în dezvoltarea unui club occidental, pe modul occidental. Uite-te la Rapid, de exemplu, și nu numai, la UTA. Deci când ai un stadion, altfel îți vine lumea, altă emulație se creează, altă la stare de spirit. Clubul UTA încă nu e ce trebuie, adică bun, e acolo haos, ai văzut și tu cu... O fi, sunt alte probleme, mă rog, acolo, dar oricum, la nivel de public, sunt senzaționale. Deci stadionul arhiplin și o atmosferă extraordinară la Arad. Haideți să vedeți ce spunea Hagi și după aia trecem și pe să discutăm despre național, dar haideți să ascultați speech-ul lui Hagi referitor la trade-ul ăsta, la afacerea asta. Din punctul meu de vedere, sunt o zi importantă în ce înseamnă eu personal, plus farul care reprezint farul în fața dumneavoastră. Fericit, mândru că un jucător așa de mare, care face parte din primii 100 jucători din lume, a crezut în noi, cei de la farul, în mine și în cei de la farul, că putem fi ceva interesant pentru noi și a devenit partenerul, unul din partenerii noștri pentru toate obiectivele care le avem de îndeplinit și care trebuie să le obținem. Greu de acum încolo începe, dar cred că suntem pregătiți și cred că și el e hotărât în toată asta, care tot acest proiect care înseamnă dezvoltarea clubului și a face un club destul de foarte bun, care să fie în primele cluburi din România. Pentru mine e un partener important, puternic, așa cum cred că îmi doresc și vreau să vină și ceilalți care pot veni și să fie lângă noi, pentru că cu cât o să fim mai mulți, cu atât o să fim mai puternici și o să putem să ne îndeplinim toate obiectivele și acela
în special obiectivul care înseamnă Farul, să încercăm să facem un club competitiv, un club foarte bun care să facă bine, foarte bine în România, dar să exceleze și în Europa. Îi mulțumesc încă o dată, un mare sportiv, un om extraordinar, și îi mulțumesc că a avut încredere în noi și a venit lângă noi. Da, mare lucru până la urmă pentru imaginea unui fotbal care are tot felul de probleme, Vio. Știi că, de fapt, trebuie făcut ceva într-un fel să mișcăm lucrurile. Vezi, poate ușor, ușor se vor schimba lucrurile și imaginea în același timp. Da, pentru că e nevoie. Ok, înainte de a asculta pe Edi Iordănescu, hai să vedem, te întreb pe tine. Noi am făcut o echipă cu foarte multe găuri, cam cum credem că ar arăta, cu multe semne de întrebare, da? Și hai să încercăm să le completăm. Nu știu dacă ești de acord până la urmă că există câteva puncte fixe. Dacă ești de acord cu punctele astea fixe, poate nu ești de acord, poate că dai afară un semn de întrebare deja din start la Drăgușin. La Drăgușin. Da. Tu crezi că poate să fie scos din echipă mâine? Nu știu dacă se va mai da șansa, ținând cont că a avut o contribuție negativă. Sau importantă, mai bine zis, la golul încasat de către noi în meciul contra Israelului. Da, da. Atunci ne-a judecat prost acea acțiune, trebuia la un moment dat să dea atacul, nu să se retragă prea mult până în careu de 16 metri și să ofere acel culoar de șut jucătorului israelian. Dar poți să pui pe lipsa de experiență, crezi, de interpretarea schimbi jocului, deși vine totuși din Italia, unde se lucrează foarte mult din punct de vedere tactic, mai ales la nivelul organizării defensive. Aceste principii trebuie să le cunoască, e școlit acolo. La un moment dat sunt lucruri logice pentru un fundaș și nu numai. Pentru orice jucător care se află în poziția respectivă, nu trebuie să te retragi prea mult, trebuie să dai atacul. Bun, hai să vedem. Și atunci, hai să vedem punctele fixe. Că a fost o înlănțuire de greșeli colective, deja din start, mingea aceea pierdută de către Ali Bek, sus, acolo, foarte simplu, pierdută când tu vrei să intri în posesia ei. Nu, când se joacă pe tine, mai ales cu adversar în spate, joacă unde vezi. Ai adversar în fața ta și îl vezi, parcă era acolo Coman sau cine era la sprijin. Descarcă și pleacă mai departe, e simplu, joacă, descarcă și ai plecat. Nu, cred că a vrut să prea, a venit, a pierdut mingea și a revendicat un fault acolo, mingea a sărit în partea dreaptă la un jucător, în partea stângă, dar și la nivel de poziționare. Am fost într-un dezechilibru total acolo la acea acțiune, cam toată repriza, pentru că nu era zona aceea, era practic liberă. La un moment dat se întoarce și Sorescu, care era deja plecat pe atac înainte să simtă și să vadă ce se întâmplă, că se poate pierde mingea, ceea ce a făcut Ali Bek. S-a pierdut mingea, dar s-a jucat exact în acea zonă, plus că mijlocașii centrali erau dezechilibrați, n-am avut zona acoperită, ne-am întors în 2-4, mă rog, dar a prins și șutul vieții. Da, da, întrebarea este, i-ai oferit posibilitatea să prindă șutul vieții. Mă întorc la echipă. Poziționarea. Atunci mă întorc la echipă. Te întreb altceva. Care sunt punctele fixe? Deci îl bagi pe Rus în locul lui Drăgușin? Păi asta te întreb, care sunt punctele fixe? Eu m-am gândit că astea sunt, e creația mea chestia asta, da? Mărturisesc. Eu m-am gândit că astea vor fi punctele fixe naționale. Nu mi-am imaginat că umblă la fundaș și central, neapărat la portar, nu cred că ai motive până la urmă să-l scoți pe Moldovan. Poate îi va da șansă în continuare să joace, care e variantele lui Drăgușin, dar Rus și Racovițan a stat în tribună la meci. Mi s-a părut și pe construcție. Tu l-ai băgat pe Rus? Hai să facem nivelul echipa. În Rus. Eu nu știu unde e nivelul. Edi Iordănescu trebuie să știe, pentru că el și stafful lui îl urmăresc. Okay, e acolo, bun, la echipa națională, de ce convocat, de ce să nu-l folosești? Bun, nu prea juca la Pisa și acum s-a transferat în Cipru, la Paphos, nici măcar la echipele. Bun, de în consecință. În consecință, hai să vedem. Burcă rămâne în echipă? Da. Bun, Burcă rămâne în echipă. Stanciu rămâne în echipă? Ai pe altul? Eu întreb, da. Stanciu rămâne în echipă, da. Ali Bek rămâne în echipă? Da. Probabil că da. Mai rămâne vreunul din punctul tău de vedere dintre titularii meciului? Adică mai are vreunul bătut în cuie? Coman. Eu l-aș băga pe Coman. Deci Coman zici, de ce s-a vorbit, că a plecat de pe bancă? Bun, am văzut că Edi Iordănescu a explicat că nu s-a întâmplat așa ceva. Acest lucru, reacția lui Coman, da, a venit după o perioadă în care el a fost bolnav.
l-a schimbat să nu răcească, a salutat banca și a intrat la veșteală. Poate și eu făceam același lucru. Până la urmă, cred că s-a dat o importanță prea mare, mă rog, nu știu. Bun, deci tu zici, tu zici așa. Coman, practic, eu nu l-aș fi scos pe Coman. Moldovan, Burcă, Moldovan în poartă, da? Burcă în apărare, da. Stanciu la mijloc, da. Alibek, Coman. Da. Mai e vreunul dintre titulari din punctul de vedere care ar putea să rămână? Răzvan Marin? Crezi că va rămâne în primul 11? Bancu? Și Bancu. Da. Ok, bun. Pentru și atunci, atunci avem așa. De un jucător să-ți împingă pe atac. Acum nu știu, până la urmă noi tot ne gândim că jucăm acasă, da, avem Kosovo, o să vorbim și despre Kosovo. E un meci decisiv, trebuie să-l câștigi. Presupui că vei avea atacuri, vei ataca pozițional, ai nevoie să împingi, ceea ce așteptăm și vrem să vedem, dar până la urmă cred că tot o echipă reactivă vom vedea, cum a fost și până în momentul Kosovo de față. Kosovo trebuie să te bată pe tine. Te bate, dar... Și tu teoretic trebuie să faci, dar pentru Kosovo e ultima șansă. Și iată cum strategia sau planul tactic stăm frumos și așteptăm și îi prindem pe contră. Dacă putem. Pentru meciul ăsta, dacă putem. Adică dacă nu putem. Să ne ducem peste ei, să fii convins că nu o să te duci tu peste ei. Ok, hai să vedem. Că de asta încerc să fac un prim 11, da, cu tine și să vedem din punctul de vedere care ar fi soluțiile cele mai bune. Deci avem așa, Moldovan, Burcă, da? Îl scoatem pe Drăgușin, îl băgăm pe Rus? Din punctul tău de vedere, trebuie scos Drăgușin, băgat Rus? Eu l-aș scoate. Bun. Out Drăgușin, îl băgăm pe Rus. Facem echipa la sfârșit, da? În stânga tu l-ai preferat pe Bancu, spui ca Bancu, să împingem, da. Pingem o... Da. Poate ai nevoie Bancu să-ți sau aducă Camara, ca să spunem și pe faza sau Camara. Păi nu, nu zic da, să da. Prezentăm să-ți și varianta. Aducă mai mult poate pe faza ofensivă. Nu mi-a displăcut, să zicem, nici contra Israelului, dar... Bun, deci Bancu, avem Bancu, avem Burcă, avem Rus. Dreapta, e o întrebare, înțeleg că Manea a avut, nu știu ce, s-a a trebuit să da, s-a antrenat, i s-a cusut buza, Raciu sau Manea? Raciu. Raciu. Ok, deci avem apărare formată din Raciu, Burcă, Rus și Bancu, da? Mai departe, la mijlocul terenului. Hai să vedem acolo ce facem. Îl avem pe Stanciu. Da. Ăsta e punct fix, da? După care, restul. Mai avem Tudor Băluță ca variante, avem Olaru, avem Răzvan Marin, avem Marius Marin. În poziția aia avem Cicâldău. Băluță și cu Olaru. Băluță, Olaru. Deci Stanciu, Băluță, Olaru. Da. Și mai departe ai zis Coman sus, Coman, stânga. Da. Alibek și dreapta? Dreapta soluții, Moruțan, Ianis Hagi. Moruțan, Hagi. Aici aș alege dintre Moruțan și Hagi, nu sunt decis. Nu e lateral, atacat. Nu. Moruțan n-a mai jucat acolo. A mai jucat, da. Pe stângul lui interior, da. Bine, da. Și... A mai jucat și nu a făcut-o rău când a debutat. Cred că Ianis în Germania tot în dreapta a jucat, nu când i-am bătut. Dar în alt sistem, că jucam cu 5 deci, atunci. Deci dintre Ianis Hagi și Moruțan. Moruțan. Alege unul. Mi-e greu. Acum, nu știu, nu sunt inspirată. Da, trebuie să mai dorm în noaptea asta, da. Nu? Să-i vezi la antrenament, da. Vezi cum discuți cu fiecare în parte și care... Sunt multe schimbări, într-adevăr. E complicat, că schimb iarăși foarte mult. Da, n-ai ce face. Ok. Și păstrăm sistemul? Dacă schimbă sistemul. Se poate schimba ce, și sistemul. Să nu joacă ce 4-3-3. Nu știu, să joace 4-2-3-1. Și... Sau 4-5-1. Sau 5-4-1. Să faci ceva frumos. Serios. Păi, în echipa asta... A, asta e echipa lui, asta e echipa lui Vio. Am făcut-o, Moruțan Hagi acolo, i-am pus pe amândoi ca variante. Ne trezim iarăși cu Coman și cu Moruțan. La 30 de metri de poartă. O să vedem imediat ce spune Edi Ordănescu și de treaba asta. Dar până atunci... trebuie să câștigăm. Și poftim? Noi. Și noi și ei trebuie să știți, nu? Ei mai da? Mult decât noi? Măi, pentru ei cred că e ultima șansă. Okay. Deci ei dacă vor să mai aibă vreo șansă să se califice, ei trebuie să ne bată pe noi. Aia e clar. Clar. Okay, stai că... Noi, indiferent de rezultat, mai avem șansă de tot calificare. Tot vorbim de Kosovo acum puțin. O echipă versatilă, o echipă solidă, o echipă care se poate adapta. Nu cred că putem să intrăm într-un joc de forță, de luptă, de angajament cu ei, că nu avem nicio șansă. De altfel, nu avem nicio șansă cu niciun adversar dacă intrăm în astfel eu de joc. Fost, noi, în decursul istoriei, n-am avut șansă când am luat la trântă cu adversarii. Din punct de vedere fizic, toți mi se pare ne dominau. Foarte ciudată. I-am văzut la meciul cu România de la Priștina.
pe acel potop și pe acel gazon impracticabil, se adaptează incredibil. Asta sunt și tehnici asta și buni în aer, acest potențial fizic, din punct de vedere atletic, de fizic. Bună. Plus că asta e caracteristica lor. Andorra, Albania, Kosovo au sângele ăsta fierbinte acolo. Fotbal, și știu. Aduc, da, sigur. Și din punct de vedere tehnic, ce spuneai și tu, într-adevăr, este o echipă care se adaptează foarte ușor și are calitate pe un teren destul de complicat. La Kosovo te-a pus în dificultate și au avut posesie, au controlat jocul, am văzut pase și noi plângeam că terenul este prost și ne defavorizează pentru că nu avem acea circulație a balonului care ne-o dorim și ne incomodează foarte, foarte mult terenul. Grav pe noi, asta e problema noastră gravă. Haideți să vedeți ce spunea Edi Iordănescu. Astea sunt imagine de astăzi de la antrenamentul kosovarilor. Haideți să-l ascultați pe Edi Iordănescu pentru că are o nuanță interesantă în discurs pe care vreau să o comentăm. Vă spun cu mâna pe inimă că procesul de pregătire, în procesul de pregătire echipa răspunde foarte bine. Văd dezvoltură, văd angajament, văd implicare, văd concentrare, văd preocupare pentru a respecta ceea ce pregătim. Însă atunci când vine jocul, din păcate, factorul mental și eu subliniez asta cu toată puterea, este principalul motiv pentru care nu reușim să punem în practică lucrurile mult mai aproape decât ceea ce ne propunem. Trebuie un mental mai competitiv. Trebuie să fim mult mai hotărâți, trebuie să fim mult mai deciși, trebuie să avem mult mai încredere în capacitățile noastre, pentru că altfel dacă facem doar lucrurile astea în procesul de pregătire și la joc, atunci când punctele contează și sunt pe masă, nu le luăm, totul este în van. Seceta de performanțe, 8 ani, apasă, lumea nu mai are răbdare, lumea se irită repede, se și entuziasmează, au venit în număr mare și, din păcate, e tristețe că n-am reușit să-i mulțumim, să-i facem să plece acasă mult mai fericiți. Jucătorii, foști jucători, jucători importanți care au cunoscut performanța, fac declarații toate, să știți că ajung la urechile lor și apasă, pentru că sunt deja mulți ani de când nu ne-am mai calificat. Această generație joacă șansa ei acum și încearcă să producă această calificare, dar în același timp apasă pe umerii acestor băieți și întreg contextul fotbalului românesc. Suntem fără echipe în grupe europene, ne chinuim și când intrăm și acolo abia ne tragem sufletul. Echipa națională nu poate să fie ruptă de ceea ce înseamnă restul fotbalului nostru. Asta pasă cu atât mai mult și, din păcate, nu reușim să gestionăm cum trebuie presiunea. Bun, mai multe puncte de dezbătut. În primul rând, declarațiile voastre înțeleg că îi afectează pe jucători, Vio, ale foștilor jucători. Păi să ne dea prilejul să vorbim la superlativ. Și eu mi-aș dori să vorbesc la superlativ, dar nu pot să vorbesc la superlativ. Nu am absolut nimic cu nimeni. Trebuie să fiu obiectiv. Și după jocul cu Israel trebuie să spun ceea ce am văzut. Ce să fac? Să mint? Să apar în fața televizorului și să mint să spun ce? Ce am văzut? Aia am văzut. Pe asta ai văzut de trei meciuri. Asta am văzut de trei meciuri. Plus că poate s-a înțeles greșit că vrem spectacol. Nu vrea nimeni spectacol. Eu nu vreau spectacol. Sunt foarte importante rezultatele. Trebuie să le obții. Dar totuși, trebuie să ai și o manieră de a obține aceste rezultate. Hai să spune că nu merge odată. Nu merge de două ori. Da, tot așteptăm un progres. Tot așteptăm ceva de vreo câteva jocuri. Bun, te domină Kosovo, te pune în dificultate, faci un egal cu șansă. Ok, odată. Te duci în Elveția. Hai să spunem că joci împotriva Elveției, care este considerată favorita grupei. E dificil. Până la urmă reușești totuși un rezultat de egalitate. Dar vis-a-vis de joc, vine Israelul aici. Am văzut acum câteva zile meciul. Da, deci da. Despre ce vorbim? Vrem să-i încurajăm, vrem să-i ajutăm, vrem să-i sprijinim. Bun, și până la urmă, aceste critici, ei trebuie să le ia într-un sens pozitiv, dacă sunt capabili să facă acest lucru. Sau și să ne demonstreze până la urmă, să-i înrăiască și să demonstreze că nu avem dreptate. Arătați-ne, fraților, că nu avem absolut nimic. Eu mor de ciudă când văd 50.000 de spectatori. Înaintea jocului am spus și după meci, se cânta imnul, îmi dădeau aproape lacrimile să văd acea stare de spirit, acea atmosferă, mi se ridica pielea pe mine. Și ce să
ai această frică când lumea vine și te încurajează, te susține. Păi da, pe de o parte poți să-l înțelegi pe Edi Ordănescu, într-adevăr. Și eu am fost antrenor și sunt jucători de antrenament. Jucători care la antrenament fac niște lucruri extraordinare. Dacă ar trebui să alegi și să faci primul 11, mi s-a întâmplat și mie. După ceea ce arătau la antrenament, erau titulari indiscutabili. Când îi băgai la joc, nu îi vedeai. Inexistenți. Labili psihic. Okay. Cu probleme. În schimb, jucători care nu îi vezi la antrenament, aveam jucători care la antrenament nu participau, stăteai cu gura pe ei, erau zeflemiști, nu se implicau. La meci zbârneau. Nu aveau nici deci, ciudat? Bun. Dar totuși, de ce ceilalți nu au asemenea probleme? Din punct de vedere al abilității psihice. De ce? A, că nu am avut rezultate de foarte mult timp, că este această presiune, într-adevăr, să te califici la un turneu final. Până la urmă, eu am mai spus-o, acești jucători sunt privilegiați. Joacă într-o epocă extraordinară, ai condiții superbe, federația le asigură toate condițiile, nu sunt probleme în acest punct de vedere. Noi nu aveam, ne antrenam până ne antrenam, stăteam la săftic acolo, condițiile erau cum erau. Acum ai centru de antrenament, ai Titana Stadionul Național, o bijuterie, plus alte posibilități, perspective. Care e problema? Joacă, că asta e meseria ta, pregătește-te. Și din punct de vedere mental, nu știu, să aducă psihologi, să aducă... Parcă suntem la, în filmul ăla cu Robert De Niro și Billy Crystal, cu nașul la psihiatru. Hai să ne uităm un pic Albania ce face, nu, Muntenegru, Macedonia, Kazahstan. Sile. Ei okay. Nu mai sunt labili psihici. Bun. Albania, jumătate din echipa ești, Albania ești la labil seria. Psihic atunci când hai știi că... Abilitatea asta vine când nu ai, când nu stăpânești, când nu ai o anumită valoare. Exact. Atunci, da, intervine această labilitate psihică și te afectează și mai tare când dutezi, când îți pui semn de întrebare, când vezi că ăsta e... Sau antrenamentele nu sunt ce trebuie și îți creează asta iluzia. Asta nu știu, nu pot să... Păi nu, dar întreb lucrul ăsta... Nu apreciez acest lucru sau să spun ceva că nu cunosc, nu știu. Nu, o clipă. Ce să facem? Eu, nu, eu emit acum o... Nu am informații sub nicio formă, adică nimeni nu mi-a spus, băi, face Edi Ordănescu antrenamente proaste, departe de mine chestia asta, deci să nu se înțeleagă asta. Nici nu vreau să se creadă că vreau să insinuez chestia asta, dar întrebarea mea este următoarea. Poți să nu ai o apreciere corectă la adresa antrenamentului? Adică tu să-i vezi pe aia să ți se pară că joacă foarte bine, dar de fapt ei să nu joace, nu facă extraordinar. Nu cred. Ce-am spus, o spun din proprie experiență. Și mie la antrenament, de multe ori, opream antrenamentul și ziceam gata, pentru că era o cursivitate în acțiuni și așa era de degajat se juca o vână și... Dar fără presiune, fără... Vio. Când venea presiunea, deja era cu totul dar altceva. Vio, nu poți să spui despre jucătorii ăștia. Pentru că dacă e primul 11 Bob cu Boba în acelea noastre de la, din meciul ăsta cu împotriva Israelului, nu poți să spui că jucătorii ăștia nu au avut la viețile lor niște meciuri, cu excepția să spunem Drăgușin, da? Care are mai puțină experiență, dar totuși joacă în Italia. Da? Da, s-a antrenat dar nu poți să spui, cu Chiellini, l-au Burcă, Burcă a jucat meciuri europene cu Ren, cu Lazio, cu cine Celtic, vrei tu Sevilla. Și a jucat bine jucat cu Celtic, cu Sevilla. Da? Manea are tot așa campanii europene. Ăștia sunt oameni, mulți dintre ei, care au jucat inclusiv la Naționala României mai bine decât au făcut-o acum. Adică da. Tricoul ăsta galben cântărește greu, e greu. Nu știu eu, apasă foarte mult pe spatele jucătorilor, mai ales, într-adevăr, după o perioadă de secetă. Da, da, nu ar trebui să fie așa, nu ar trebui să fie așa, din punctul meu de vedere. Să găsească soluții până la urmă. Cei care se ocupă de echipa națională, să găsească soluții, să-i facă să ajungă la ora jocului apți, din punct de vedere psihic, să nu... Ai pe probleme. Asta mă gândesc și eu, adică tu vii în conferință și anunți că de fapt una fac la antrenamente și alta fac la meci, dar nu e și o problema ta, în definitiv? Adică că pare a fi doar o problemă a jucătorilor, dar nu e și treaba ta de antrenor să îi faci a staffului, habar n-am, bănuiesc că au acolo, că eu știu că s-au ocupat de partea asta mentală, știi, apropo de că da, tot da, s-au mai schimbat au avut psihologi la națională, nu știu dacă mai au acum, dar au avut psiholog, au avut mental coach, au avut o felul de chestii de-astea moderne. Critică. Da? Că îi criticăm. Păi, joacă, mă. Joacă, arată-mi. Și după aia...
mă raportez. Te aplaud, te aplaud, mă înclin în fața ta. Dă-i drumul, califică echipa la campionatul european. Vă întreb și eu, mă raportez la... Că de vorbit așa iarăși, că vorbim foarte mult. Facem, dregem, dă-i drumul, nu te împiedică nimeni. Da, corect. Vă întreb și eu, ce? Mă raportez la penultimul selecționer. Juca mai bine naționala cu Mirel Rădoi? Jocul în finalul... Joc, vorbim strict de joc. Jocul în finalul mandatului... De abordarea meciului, de strategie. Jocul în finalul mandatului lui Rădoi a fost mai bun. Jocul în sine mai curajos. Parte. Rezultatele și rezultatele au fost... orientat mai Germania. Mult spre ofensivă. Asta era și filozofia lui Mirel Rădoi, dar parcă era mai multă încredere. Bun, haideți să vedeți. Adică arătau altfel jucătorii, că tot ăștia erau în linii mari. Nu erau alții. Mai era Mitriță, nu erau aceiași jucători. Da, pe de altă parte, haideți să vedeți partea a doua a discursului, sau partea a doua din ce am selectat noi, că a fost destul de lung discursul lui Edi Iordănescu, pentru că a fost întrebat de Răzvan Marin și de declarația lui Răzvan Marin, una care, evident, a stârnit foarte multe discuții la sfârșitul meciului cu Israelul. Răzvan Marin este un jucător important la echipa națională și vine și spune că nu mai zic că nu avem ce căuta la Euro dacă jucăm așa și în sfârșit. Vine și spune că nu se simte confortabil cu jocul, că nu-i place jocul. Asta, citind printre rânduri, cum spuneai mai devreme, apropo și de sinceritatea lor, te face să crezi că e undeva o fractură între voi, stafful tehnic și echipă, se întâmplă ceva. Vă face pe dumneavoastră să credeți asta. Da, te păi, fac, citind da. Printre rânduri. Eu nu sunt mulțumit de joc, nu sunt confortabil cu jocul. Poate nu le place ce le ceri, poate, nu știu, întreb. Știi ce le cer? Nu. Putem să comentăm și despre asta. Au spus ei printre rânduri că ne-am propus să jucăm ofensiv, că ne-am dorit ca să câștigăm, să avem un joc complex, elaborat, să împingem jocul. Te rog să mă lași să termin, că dacă m-ai întrebat, trebuie să primești și răspunsul. Eu cred că aș fi fost cel mai dezamăgit antrenor dacă aș fi intrat în vestiar, după ce toată săptămâna și toată perioada am vorbit despre victorie cu Israel și găseam băieți fericiți. Am găsit o echipă supărată, tristă, chiar frustrată și frustrată pentru că dorința a fost mare. Am găsit dezamăgire, am văzut și niște declarații care s-au dat la cald. Mă bucur că sunt băieți responsabili care se consumă. Nu putem să vorbim și pentru mine atunci ar fi fost o problemă de indiferență. Dacă jucătorii ar fi venit indiferenți în declarații și nu ar fi pus la suflet, atunci eu aș fi avut o problemă. Și atunci ar fi fost o problemă între mine și individul care ar fi făcut asta. Mai mult decât atât, sunt de acord și toți am convenit că nu jucăm ceea ce trebuie. Nu jucăm ceea ce ne propunem și nu jucăm ceea ce pregătim. Însă europeanul îl vom simți pe propria piele acolo, în Germania. Acum două zile, poate o să vă amuzați, dar întâmplarea a făcut că am fost anunțat de acasă că mi s-a stricat televizorul. Eu nu am opțiunea europeană la televizor. Deci sunt pregătit pentru biletul de avion și pentru germani. Răzvan Marin, sunt sigur că e un băiat echilibrat, e un băiat cu suflet, e un băiat realist. Concentrarea lui trebuie să meargă în direcția în care să facă totul ca să contribuie la această calificare. Nu mă pune să comentez tactica patronului FCSB-ului, că nu comentez tactica niciunui patron, eu știu să-i respect. Dacă de multe ori n-am primit înapoi același respect, asta nu mai ține de mine. Dar toată lumea trebuie să înțeleagă că fotbalul european înseamnă angajament total. Vedeți că e o fază în partea a doua jocului spre final, când Solomon fuge să se apere aproape de propriul careu după Manea, jucător care joacă la Tottenham în Premier League, e un star acolo, face efort. Dacă mai vedeți, la nivel internațional, echipe în care 3-4 jucători să se taie pe teren, să se plimbe, înseamnă că eu văd fotbalul diferit. Iar în filozofia mea înseamnă că toată lumea se implică, toată lumea și aduce aportul. Și dacă suntem atât de competitivi și cu capacitatea de a ține mingea, încât să nu alergăm așa de mult după ea și apărarea să o rezolvăm în 7 sau în 8 jucători ca să gestionăm energia celorlalți 2-3, care să câștige singuri meciurile, cu siguranță că e și ăsta un scenariu de luat în calcul. Dar, în general, toți jucătorii se implică într-un procent foarte mare în toate momentele jocului. Și dacă suntem atât de competitivi și cu capacitatea de a ține mingea, încât să nu alergăm așa de mult după ea și apărarea să o rezolvăm în 7 sau în 8 jucători ca să...
Da, era o repetiție la sfârșit. Da, esența am auzit-o, da? Sunt două linii de discuție aici. E pe de-o parte declarația lui Răzvan Marin de la sfârșit, pe care el o comentează, cred că e inteligent. Adică mi se pare că într-un fel scoate ceea ce trebuie din declarație. Pentru că mie mi se pare un moment delicat, Vio, pentru un selecționer. Momentul în care unul dintre liderii naționale îți spune: mie nu-mi place ce jucăm, nu, mai bine nu ne prezentăm decât să jucăm așa. Și asta după al treilea joc nereușit, după al treilea joc care e așa, da? Cum zice Răzvan Marin. Și mă gândesc cum, pentru că tu ai fost la Național, adică ai experiența asta a Naționalei, a ceea ce înseamnă acolo. Cum trebuie gestionat din punctul de vedere o asemenea declarație și un asemenea moment, raportul selecționer-jucător? Pot să îl înțeleg pe Răzvan Marin. Uh-huh. De ce nu? Fiind frustrat la cald după joc, dezamăgit de prestația echipei, cred că dezamăgit și de prestația lui, uh-huh, care nu a fost excepțională. Aveam nevoie de un alt Marin la mijlocul terenului, care să participe la jos, să lege jocul, să aducă mingea în față, să nu mai pună în posibilitatea de a degaja mingea sau de a juca minge lungă fundașii centrali. La un moment dat, chiar am spus-o, trebuia la personalitatea lui, la experiența lui, că joacă totuși de ani buni în Serie A, trebuia să-i strige la Drăgușin: dă, ești cu pasă scurtă prin mine, nu mai abuza de mingele astea lungi. Da, a fost fileu la un moment dat. Mijlocul României a fost fileu. Vino cu personalitate, l-a primit, intră în joc. Să vedem. Să salci un adversar, să aduci mingea în față. Da, e o discuție cu el. Da, poate au avut-o. Poate au avut-o, dar fiind supărat, poate și eu declaram acel lucru. Mi s-a întâmplat poate și mie, că nu mi-a convenit la momentul respectiv, ținând cont de maniera de joc, anumite lucruri. Da. Hai să zic ce s-a întâmplat cu Rădoi și cu Ianis Hagi. Țineți minte că Ianis Hagi a avut o declarație... A fost o chestie cu Rădoi și cu Răzvan Marin. Nu, cu Răzvan Marin. Da, nu Răzvan... La un flash interview. Rădoi Ianis Hagi, vă zic, la Națională, în momentul după meciul cu Norvegia, când ne bate Norvegia 4-0, și Ianis Hagi a avut o declarație critică la adresa jocului, că n-am primit mingi, că nu poți să joci așa. Și a doua zi... Nu, cred că am mai spus și eu din astea. A doua zi, i s-a pregătit un montaj cu ceea ce a făcut el în meci și a fost desfințat de față cu toată lumea în grup. Da? Deci a fost scos, i s-a arătat și a fost pus la punct de față cu toată lumea. De asta întreb, pentru că Rădoi a avut abordarea asta. Da? Care e abordarea lui Edi față de Răzvan Marin? Nu știu, eu vreau să-l întreb pe Vio dacă nu i s-a părut că în meciul ăsta cu Israel la noi a fost o gaură atât de mare în mijlocul terenului. N-am putut să ridicăm linia de mijloc, să stăpânim mijlocul terenului. Nu știu, pentru mine, că am fost și eu la meci, mi s-a părut că e un gol acolo imens. Adică era Alibek, era Stanciu care încerca să facă de toate. Asta a fost și cauza. Și golul ăla inexplicabil. Pentru care am jucat, la poziționare, nu avem aici să vedem. Cauza pentru care am abuzat de aceste mingi lungi. De fiecare dată am ieșit cu minge lungă. Dacă ne-au pus izraelienii în dificultate datorită pressing-ului exercitat, spunea Drăgușin după joc. Da, într-adevăr, au stat destul de sus și ne-au pus dificultate pentru că noi, dinamica noastră, mobilitatea din partea mijlocașilor, vorbim de personalitate, să vii, să ieși cu pasă scurtă, mm-hmm, în momentele dificile, să găsești anumite soluții, dar să alternezi aceste momente când ieși, într-adevăr, cu pasă lungă, dar să joci cu o pasă lungă precisă, dozată, pe atacant care să vină, să se ne deminge, să dea timp echipei să urce, să vină la sprijin pe mingea a doua jucătorii din compartimentul median, să pot să... Adică să ții de mingea. Noi le predeam foarte ușor și mingile astea lungi, când le jucam câteodată, erau aproape jucătorii israeleni de Alibek și de chiar și la gol. Exact. Și la golul încasat. Așa s-a întâmplat. Ai văzut câți oameni aduceau Israelul? Da, da. Tu trebuia să te aștepți la asta. Noi atacam în trei oameni. Coman, Stanciu și Alibek. Când am atacat cu mai mulți oameni. Păi nu, dar zic, păi spune și mie, de că ce? Nu prea am mai atacat. Adică de ce nu am sprijinit măcar atacul? Nici nu ne-am apărat, nici n-am atacat. Ai văzut Israelul și în prima repriză și în a doua repriză cum împingeau cu fundași lateral, da, și da, cu Revizul, da, și da, cu da, celălalt Eli, în partea dreaptă, Eli Dasa, în partea dreaptă,
cum veneau, capitanul, cum plecau, dădeau și plecau, exact, și primeau pe post de viitoare și ajungeau în posibilitatea de a centra fundașul lateral, ajungeau undeva la linia de fund. Nu, la linia de fund și să vină cu centrare. Păi despre ce vorbim? Echipa care joacă în deplasare. Și mingea la ei. Mingea la ei. Mingea la ei. Mijlocașilor. Ai văzut mijlocașilor ce mobilitate erau, cum veneau și se primeau și se întorceau cu fața la joc imediat pe direcția de atac. Și după meciul ăsta în care Răzvan Marin nu joacă nimic, iese cu declarația asta. Tu, selecționer, te enervezi, îl pui la punct pentru că tu, Răzvan Marin, n-ai jucat nimic în meciul ăsta. Adică dacă era unul care a jucat, care juca bine și își dăduse viața, înțelegeam, dar tu n-ai jucat. Era pus la punct și la conferința de presă a muiat-o. A prezentat varianta diplomat. L-a protejat, elegant. L-a protejat, da. Nu putem ști. Nu poți să vii ca antrenor acolo să-ți faci jucătorii pilaf. Chiar dacă noi am văzut că au jucat slab. Tu ești antrenorul lor, nu poți să vii să dai nimic, să îi mitraliezi. Da, mai ai multă de... Ok, un ultim cuvânt. Un ultim cuvânt, că nu mai avem, mai avem un minut. Te surprinde că Pogba a fost prins dopat? Tot la Juventus? Da, la Juventus. Ți-aduce testosteron ajută la creșterea forței și a masei musculare. Da, el a fost destul de mult absent. Nu știu ce s-a gândit că va face după primul joc din campionat contra lui Udinese, câștigat cu 3-0 și a fost rezervă atunci. Zemarzelă, nici nu știu dacă a jucat, nu cred că a jucat. Dar, da, vorbim iarăși de Juventus, de anumite lucruri practicate la acest club în decursul timpului. Ce să zic, dacă e numai el, poate... A fost accidentat. A făcut-o pe cont propriu. Da, pe tocmai asta. A încercat să se revină și să prindă forță, să crească masa musculară, să ardă etapele, să ajute. Mulțumesc, domnilor! Mă bucur că v-am avut. Mâine, da, înainte de meci, vă aștept aici cu Pandi și cu Meme, vorbind despre meciul României împotriva Kosovo. Vă urez o seară liniștită. La revedere!